Bună ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Semne bune, anul 2023 are la Spitalul Sfântul Ierar Dr. Luca Onești un nou proiect pe fonduri europene. Tânăr de 24 de ani prins circulând cu 134 de km pe oră. Instructor dresaj câini ghiz, numerolog, consilier de cuplu sunt noile meserii ce ar putea fi recunoscute. Semne bune, anul 2023 are la Spitalul Sfântul Ierar Dr. Luca Onești un nou proiect pe fonduri europene. Anul acesta se pare că este unul de natură să favorizeze municipiul Onești, dar și sistemul sanitar oneștean. Încă un proiect cu finanțare europeană în valoare de peste 5 milioane de lei a fost aprobat. Proiectul a fost depus spre finanțare pe 25 noiembrie 2022 și a fost aprobat. Dintre cele 142 de proiecte depuse, doar 55 au obținut punctajul pentru finanțare, printre care și cel pentru Spitalul Municipal Onești, Sfântul Ierar Dr. Luca. Felicit colegii din cadrul Primăriei Onești pentru profesionalism și personalul Spitalului Municipal Onești, Sfântul Ierar Dr. Luca, pentru implicare și pentru buna colaborare. Pe 13 ianuarie 2023, Ministerul Sănătății din România a finalizat evaluarea dosarelor depuse pentru finanțarea proiectelor de modernizare și dotare a ambulatoriilor de specialitate din România. În cadrul investiției specifice, unități de asistență medicală ambulatorie din PNRR au fost depuse 142 de cereri de finanțare. În urma evaluării au fost selectate în ordinea descrescătoare a punctajului obținut 55 de unități sanitare. Banii europeni nerambursabili vor fi utilizați pentru înființarea, reabilitarea, extinderea sau dotarea cu apă aparatură medicală de înaltă performanță a ambulatoriilor de specialitate, a transmis primarul Oneștiului Victor Laurențiu Neghină. Tânăr de 24 de ani a fost prins circulând cu 134 de km pe oră. A fost sancționat cu 2900 de lei și lăsat fără permis pentru o perioadă de 120 de zile. Pe 14 ianuarie, un echipaj de poliție din cadrul serviciului rutier Bacău a depistat pe raza localității Traian un conducător auto de 24 de ani din comuna Stănișești, în timp ce conducea un autoturist pe direcția de mers Vaslui către Bacău cu viteza de 134 de km pe oră. Tânărul a fost sancționat contravențional de polițiști cu amendă în valoare de 2900 de lei, iar ca măsură complementară i-a fost reținut permisul de conducere pentru o perioadă de 120 de zile, fiindu-i eliberată dovadă înlocuitoare fără drept de circulație. Polițiștii rutieri sunt prezenți zilnic pe drumurile publice din județ pentru monitorizarea traficului, îndeosebi în zonele cu risc ridicat de accidente rutiere. În prima parte a zilei au fost desfășurate activități rutiere în zona Traian, unde au avut loc accidente grave de circulație. Dorim să subliniem faptul că pentru preîntâmpinarea unor evenimente rutiere negative este necesară și o conduită preventivă din partea participanților la traficul rutier, a transmis purtătorul de cuvânt al IPJ Bacău, Cătălina Păduraru. Instructor dresaj câini ghiz, numerolog, consilier de cuplu sunt noile meserii ce ar putea fi recunoscute. Instructor dresaj câini ghiz, numerolog, consilier de cuplu, tehnician imprimare 3D se numără printre meseriile ce vor fi introduse în România în nomenclator. Și asta în condițiile în care piața de muncă din România este în permanentă schimbare. În total sunt 13 poziții pe care Ministerul Muncii le-a pus în dezbatere publică. Prin acest proiect de act normativ, noile meserii ce urmează să fie introduse nomenclator sunt numerologul, consilierul de cuplu, tehnician imprimare 3D, instructor dresaj câini ghiz, broker de servicii pentru afaceri, inginer în domeniul securității TIC, lucrător hotelier, tehnician de instalare și de mentenanță turbine eoliene. Proiectul este supus în dezbatere publică. Val de restructurări la Poșta Română. Acestea sunt anunțate chiar de către Valentin Ștefan, directorul Poștei Române. Primul val de restructurare a început în ianuarie. Reducem posturile de conducere de la 60 la 20. Miza este să facem compania să reacționeze la ceea ce se întâmplă pe piață. Potrivit acestor declarații, Compania Națională Poșta Română a intrat în proces de reorganizare chiar din prima săptămână a lui 2023, demers care este estimat să dureze 2-3 luni. Directorul general al Poștei Române, Valentin Ștefan, a explicat într-un interviu că prin acest proiect își propune reducerea numărului de directori și o flexibilitate a modului de lucru pentru a moderniza compania și a schimba paradigma în care funcționează acum mai mult ca o instituție bugetară decât ca o companie comercială.
Trei străini, un sirian, un mexican și un moldovean descoperiți ilegal în Bacău. Polițiștii de la Imigrări din județul Bacău i-au depistat în urma unor controle periodice. Polițiștii de Imigrări din județul Bacău, în urma acțiunilor și controalelor întreprinse, au depistat trei străini din Mexic, Siria și Republica Moldova, cu vârste cuprinse între 29 și 60 de ani, care se aflau în ședere ilegală pe teritoriul României. Polițiștii Serviciului pentru Imigrări al județului Bacău au desfășurat în perioada 8-12 ianuarie activități specifice de control pe raza de competență în scopul prevenirii și combaterii șederii ilegale și a muncii nedeclarate a străinilor. Astfel, în cadrul activităților întreprinse, au fost depistați trei străini care nu mai îndeplineau condițiile șederii pe teritoriul României. În urma verificărilor efectuate, s-a constatat că doi dintre aceștia au intrat ilegal în România, însă la expirarea dreptului de ședere, nu au părăsit teritoriul țării noastre, fiind sancționați contravențional cu amendă în valoare de 400 de lei fiecare și obligați să părăsească țara prin decizie de returnare cu termen de plecare voluntară în 15 zile, în conformitate cu OUG 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată cu modificările și completările ulterioare. Față de a treia persoană s-a dispus măsura îndepărtării sub escortă, iar la ieșirea din țară a fost instituită măsura interzicerii intrării în România pentru o perioadă de 5 ani, întrucât din verificări a reieșit că ar fi trecut ilegal frontiera de stat a României. Inspectoratul General pentru Emigrări, prin structurile sale teritoriale, continuă desfășurarea acțiunilor pentru prevenirea și combaterea șederii ilegale, solicitând cetățenilor străini să acorde interes reglementării legale a dreptului de ședere pe teritoriul României. Serviciul pentru Emigrări al județului Bacău contează pe respectul tuturor cetățenilor față de legislația în domeniu și face apel la aceștia pentru contactarea instituției în legătură cu orice aspect referitor la aplicarea prevederilor legale privind regimul străinilor, în scopul prevenirii unor situații de ilegalitate, cum ar fi neanunțarea șederii și găzduirii străinilor, munca nedeclarată a străinilor, expirarea dreptului de ședere, se arată în comunicatul transmis de Serviciile pentru Imigrări al județului Bacău. Scurt bilanț al anului 2022 al proiectelor implementate, atât cu plusuri cât și cu minusuri, a fost făcut de către primarul orașului Târmănești, Toma Constantin, în ultima ședință a legislativului local. Mai multe detalii în minutele următoare. În primul rând, aș vrea să mulțumesc tuturor cetățenilor din orașul Târmănești pentru faptul că au înțeles în 2022 să-și achite taxele, impozitele care le-au avut de plătit față de bugetul local. Din acești bani am finanțat foarte multe proiecte și cred că lucrurile se văd. Spuneam mai devreme, am asfaltat 9 străzi din bugetul local, una pe cu finanțare de la Compania Națională de Investiții. Am finalizat tot din buget local mai multe proiecte, printre care aș aminti doar extinderile de gaze, care înseamnă peste 10 km. Doar în 2022, și vorbesc de finalizare în cartierul Joseni, în Triaj, în Plopu, sume pe care noi le-am și achitat și vorbim de zeci de mii de lei, sute de mii de lei. Continuăm cu extinderile de gaze în 2023 în cartierul Brătulești și mai avem calea Trotușului, Vadului și așa mai departe. Tot din bugetul local au fost alocate resurse pentru cofinanțări și avem proiecte pe fonduri europene, pe fonduri guvernamentale, care dacă nu am fi avut aceste sume plătite de cetățeni, n-am fi reușit să ne sau să le ducem la bun sfârșit. Deci încă o dată mulțumesc. În al doilea rând, aș vrea să mulțumesc colegilor din Consiliul Local pentru seriozitate și, eu știu, răspuns prompt, pentru că am avut foarte multe ședințe în cadrul anului 2022 și mă uitam la ședința din luna noiembrie. Doar în luna noiembrie am avut 5 ședințe, o ședință ordinară și 4 ședințe extraordinare. Asta înseamnă că ați răspuns la prima strigare, să zic așa, și la fiecare ședință am aprobat proiecte de importanță majoră pentru comunitate, în special proiecte de investiții, de dezvoltare a comunității, și la fiecare, cerere sau la fiecare cerere de clarificări ați răspuns prezent. Mulțumesc! Rezultatele sunt ale echipei, nu ale unora sau altora, sunt rezultatele echipei. În al treilea rând, aș vrea să anunț cetățenii că pe 31 decembrie, începând cu ora 11, are loc
pe terenul târgului festivalul de datini și obiceiuri Ursul de la Dărmănești. Deci toți cei care ne privesc, toți cei care vor să participe, îi așteptăm alături de noi 31 decembrie, începând cu ora 11, pe terenul din târgul săptămânal, unde va fi amplasat o scenă și va avea loc acest festival. Plecarea este din fața primăriei, începând cu ora 11. La ora 00, noaptea dintre ani, în piațeta din fața primăriei, vă așteptăm pe toți un pahar de șampanie și un frumos foc de artificii. Vă doresc în 2023, în primul rând, să fiți sănătoși, dumneavoastră, împreună cu cei dragi de acasă, să ne țină Dumnezeu sănătoși și să putem să ne ducem proiectele pe care le avem la bun sfârșit, pentru că 2023 este un an de foc pentru Dărmănești. Avem peste 25 de proiecte cu fonduri europene, cu fonduri guvernamentale, proiecte cu fonduri locale în implementare și va fi un an greu. Sănătate. Mulțumim. Și Doamne ajută! Mulțumesc, domnule președinte! În numele Consiliului Local, urăm și noi la mulți ani cetățenilor din Dărmănești și cetățenilor care aparțin de Dărmănești și nu sunt în localitate, probabil prin străinătate sau în alte orașe. Vă mulțumesc pentru prezență. O să închidem ședința și avem un invitat care vrea să ne spună câteva lucruri. În ședința din decembrie 2022, aleși locale ai Comunei Mănăstirea Cașin au rectificat bugetul în urma unor alocări pe ultima sută de metri. Mai multe detalii aflăm chiar în minutele următoare. Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Mănăstirea Cașin. Da. Rectificarea bugetului constă în următoarele sume. Am primit de la prima hotărâre de guvern, în ordonanță de guvern, 130.000 de lei până la sfârșit de an. Și la subvențiile de ajutorul de încălzire a trebuit să suplimentăm, că față de anul trecut avem mult mai multe familii care beneficiază de ajutorul de încălzire cu suma de 55.000 de lei. Asta vin de la stat 55.000 de lei, 130 au venit tot de la statul român, care s-au dus pe partea de ajutor social 55.000 și cheltuieli materiale 130.000. Toate spuse acolo, da? Da. Banii pe care i-am primit acum. Presupunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Marți 13 decembrie a fost depus un proiect de lege de către deputații PNL de Bacău Cătălina Ciofu, Elena Hărătău, Mircea Fecheț și senatorul PNL Daniel Fenechiu, un proiect de lege pentru reducerea vârstei de pensionare cu 2 ani pentru persoanele din zonele afectate. Am depus astăzi o inițiativă legislativă alături de colegii parlamentari Elena Hărătău, Mircea Fecheț și Daniel Fenechiu pentru reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani la persoanele care au locuit cel puțin 30 de ani în Comănești pe o rază de 8 km în jurul localității. Reducerea se va face fără penalizarea prevăzută la linia 4 din legea numărul 263 pe 2010, privind sistemul unitar de pensii publice ca urmare a poluării remanente de care au suferit. În minele din Comănești în 1940, când tehnologiile erau tot mai avansate, a lucrat zilnic în praf, uneori chiar în apă până la brâu, în fumul toxic al locomotivelor ce asigurau transportul cărbunelui din subteran și cu riscul surpărilor, a însemnat pentru mineri condiții grele de muncă. Condițiile de muncă și-au pus cuvântul asupra stării de sănătate pentru majoritatea minerilor. Aceștia suferind de diferite boli după ani munciți în subteran: boli de plămâni, astm, reumatism, boli ale articulațiilor. În anul 1954 a fost construită termocentrala Comănești cu o putere de 25 de megawatts, fapt ce a permis mărirea capacității de aprovizionare cu energie electrică și agent termic folosit de consumatori industriali și casnici din zonă și din împrejurimi. Un lucru benefic, de altfel, pentru dezvoltarea industriei, dar și în același timp, poluarea și-a pus amprenta pe toată Valea Muntelui. Noxele emanate din arderea cărbunelui, praful rezidual ce ieșeau zilnic pe coșul termocentralei, sterilul rezultat din arderea cărbunelui care era depozitat în zonă, au afectat sănătatea multor generații de comăneșteni. Ca un exemplu concret, iarna la Comănești zăpada nu era albă. A
Aici zăpada devenea gri în câteva minute, la fel și rufele gospodinelor întinse la uscat. Este greu de imaginat cum arată plămânii locuitorilor zonei care au fost expuși la această poluare. Am încredere că inițiativa va fi susținută și de forul legislativ, a transmis deputat Cătălina Ciofu în informarea de presă. Anul 2022 a fost un an greu din toate punctele de vedere pentru administrația publică locală a comunei Gura Văii. În cadrul emisiunii 24 de ore de la Acum TV, primarul Silviu Tinei a detaliat despre problemele cu care s-a confruntat pe tot parcursul anului 2022, dar și ce măsuri a fost nevoit să ia. Deci a fost un efort maxim din partea noastră ca administrație pentru a putea să ne redresăm în primul rând financiar. În clipa în care pe certificatul fiscal, fie și pentru o primărie, apar cu datorii, nu ești eligibil la niciun proiect finanțat din fonduri europene. Lucrul ăsta trebuie să fie clar. E buletinul tău de a te prezenta în fața instituțiilor care primesc cereri pentru programe europene, dar când te-ai dus cu buletinul, cu ghilimele de rigoare, pătat de o datorie, cum era în cazul nostru, către Ministerul Dezvoltării, puteam să lucrez 1000 de proiecte, eu nu eram eligibil din cauza datoriilor. Deci s-a pierdut un an de zile pentru a ieși pe zero, să putem să mergem mai departe, să obținem finanțări nerambursabile. Asta e primul lucru. În anul 2020, nu este vina administrației pe care o conduc, în comuna Gura Văii există 6 sate componente. Doar unul din cele 6 sate avea alimentare cu apă potabilă. Doar unul, repet. 0 km de drumuri comunale asfaltate. Nici un metru de canalizare. Nu mai vorbim de restul infrastructurii edilitare, de iluminatul public, de baze sportive, de clădirile administrative lăsate în paragină. Realitatea anului 2020, cred că doar eu mai țin minte, pentru că, știți, lucrurile rele tind să se uite... Se uită odată cu trecutul. Odată cu evoluția în timp, așa dar e. Din păcate și cele bune se uită un pic mai repede decât cele rele. Am observat că mulți din locuitorii comunei Gura Văii au uitat starea în care se afla drumul județean în anul 2020, atunci când am preluat mandatul și la un interval foarte, foarte scurt de timp l-am avut asfaltat în integralitate. Asta este un obiectiv de la care pleci ca dezvoltare. Dacă nu ai drumul principal, coloana, artera comunei, nu ai asfaltată, nu mai poți vorbi de nicio dezvoltare, să fim cât se poate deschiși și realiști. De acolo a plecat dezvoltarea comunei, cu reabilitarea drumului județean 119, făcut de Consiliul Județean într-un timp record. Aici trebuie să recunoaștem că ați avut parteneri de nădejde. Da. Că dacă n-ar fi fost domniile lor, acum nu vrem să-i lăudăm ca la început de an, dar trebuie să fim realiști. Dacă nu erau cei de la Consiliul Județean, probabil că lucrurile n-ar fi fost rost nici la această oră. Oricât de minunat ați fi fost noastră și comuna. Eu chiar nu neapărat că vreau să-i laud, eu vreau să îmi reafirm încă o dată poziția de mulțumire și recunoștință pentru faptul că la nivelul județului Bacău am găsit o echipă extrem de dornică de a ajuta comuna Gura Văii în dezvoltare. Ei o sinceritate în a ne ajuta, pentru că noi avem multe lacune, de la lacune bugetare până la lacune în aparat de specialitate. Atunci când în cadrul primăriei nu găsesc resurse, eu sunt primul care mă duc la Consiliul Județean și aparat de specialitate de acolo vine deschis și mă învață cum trebuie să fac, cum trebuie să procedez în anumite cazuri unde poate nici eu nu am soluții. Acum, dacă e să facem așa, am zis că facem un bilanț al lui 2022 și vreau să vă întreb, dumneavoastră sunteți mulțumite cum a evoluat anul 2022? Au fost, nu mă refer neapărat la evenimentele legate de promovare și aceea, practic, e o investiție pe termen lung în ceea ce privește buna dezvoltare a comunității. Mă refer la proiectele care ați reușit să le faceți, adică au fost toate care le aveți acolo pe o listă, cu siguranță sunt pe o listă și aveți bifate, nebifate, făcut, de dus la bun sfârșit, de implementat, de tăcă. Eu închei anul 2022 extrem, extrem de mulțumit pentru realizările pe care le-am avut în condițiile pe care le-am avut. Aici trebuie să coroborăm și condițiile pe care le-am avut și ceea ce ne-am dorit să facem. Am început cu începutul, cu geneza. Am început cu alimentare cu apă, în celelalte 5 din 6 sate componente. Nu poți să investești doar într-un sat pentru că e reședință de comună
și pe restul să le excluzi de la dezvoltare pe considerente de număr de voturi sau știu eu pe populație. Sau pe popularitatea primarului. De ce nu spunem? Adică, doamne, nu m-a votat Cutărescu cu respectivii din satul Cutărică. Nu pot să merg pe premisa asta. Am ieșit primar pentru toți cetățenii comunei Goravăi, care m-au votat, care nu m-au votat, deși numărul de voturi a fost consistent și am cam câștigat în toate satele. Nu merg pe ideea asta. Bine, nu e cazul dumneavoastră. Eu încerc să aduc din urmă și discrepanța între celelalte sate și satul reședință. Dacă Goravăi sat beneficiază de apă din 2017, de exemplu Dumbrava, Temelia, Capăta, Păltinata și Motocești, acum văd rețeaua cum se trage. Eu nu vreau să arunc în față că un sat. Să fiți un părinte pentru toți. Exact. Dacă am 6 copii, eu încerc să fiu egal în dezvoltare cu toți cei 6, fără a ține cont că unul e mai frumos, unul e mai urât, unul e mai deștept sau mai puțin deștept. Eu încerc să-i aduc pe toți la același nivel, pentru că știu că având dezvoltare în toate cele 6 sate, vorbim de o dezvoltare uniformă. Nu cu discrepanțe între satul reședință de comună și alt sat lăsat, știu eu, de izbeliște sau paragină. Astfel mi-am gândit mandatul, am început prin a aduce apă în cele 5 din 6 sate pentru a asigura, știu eu, dreptul fundamental la apă. Nu știu dacă știți, dar dreptul la apă a căpătat o valoare de drept fundamental al omului. Conform directivelor Uniunii Europene, până în 2020, cam orice cetățean la România trebuia să aibă acces la apă potabilă. Eu am dat drumul la acest proiect, un proiect foarte greu, un proiect lăsat de fosta administrație într-un abandon total, cu firme în insolvență, încă ne judecăm la București, suntem la masa credală, cu o lucrare executată în bătaie de joc, ăsta este adevărul, și care ne-a lăsat cheltuieli neeligibile, adică nu vor mai fi suportate de nici un minister, de nicio altă instituție a statului, de 22 de miliarde lei vechi. Oleo, mi-e și frică să calculez în lei noi. Să vă spun ce reprezintă cheltuielile acestea neeligibile. Reprezintă suma deja decontată pentru lucrare, pentru care Ministerul Dezvoltării nu o va mai deconta niciodată, deci ar fi o dublă decontare. Noi urmează să o recuperăm de la constructor. Nu știu dacă vor recupera constructorul. Mai există constructorul? Există, e în insolvență, are lichidator desemnat. Suntem creditori majoritari, din fericire pentru noi. Suntem acolo unde trebuie cu procedurile, dar până a vedea banii fizic mai e cale lungă. După care, fosta administrație a uitat să treacă în proiect branșarea stațiilor de pompare la energie electrică. Am actualizat proiectul, dar greșeala de proiectare o suport tot din bugetul local. Da. Nu mai puțin de 6 miliarde lei vechi. Cu transformare din rețeaua de medie în rețea de joasă, cu trifazat, cu tot ceea ce presupune un grup de pompare ca să fie funcțional, cu stații de pompare, cu stații de clorinare, stații de tratare. Deci din start vorbim de neeligibil de 16 miliarde lei vechi. Plus alte lucrări făcute în bătaie de joc, neechiparea căminilor de vizitare, diverse supra-traversări, în total 2,2 milioane lei, noi 22 miliarde lei vechi. Dar mi-asum acest proiect, trebuie dus la capăt cu orice sacrificiu și așa vom face. Eu sper ca luna martie să fim gata, suntem puțin întârziați cu aproximativ 30 de zile din cauza că așteptăm avizul de la E.ON de branșare la energia electrică. Știți foarte bine că în relația cu Delgaz Gridul, chiar dacă ești instituție publică, nu ai prioritate, se comportă cu tine ca orice cetățean de rând, ai depus cererea pentru aviz, să aștepți rândul între 1 și 24 de luni. Acestea au fost știrile, vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Marți, 17 ianuarie, cerul va fi în cea mai mare parte noros, mercurul în termometre urcă până la valori de 11 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 3 grade Celsius. Miercuri, 18 ianuarie, cerul va fi parțial înnorat, pe după amiază cerul se mai limpezește și apare și soarele. Maxima zilei ajunge valori de 15 grade Celsius, iar noaptea minima coboară până la 6 grade Celsius.
Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kid.